بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un video pe acest canal. Este joi dimineață, este ziua de premii. Hai să vedem ce prindem, hai să vedem Team of the Week-ul. Am făcut 19 victorii weekendul trecut. Avem din nou și în acest weekend, acel weekend plus, weekend league plus. Deci mai putem face rost de încă două picuri roșii, ceea ce ne va duce spre un upgrade 86 plus roșu, pe care o să-l putem face cu siguranță luni, marți, o să vedem. Rămân la fel astea, 10 victorii, 16 sau 22. N-aș vrea să mă pripesc și să spun că o să prind doar carduri nasoale astăzi, și așa că voi lăsa pe joi. Joia viitoare cu siguranță vom avea un 86 plus upgrade pe lângă picurile tradiționale. Acesta este Team of the Week-ul de săptămâna asta. Avem un David Soria în poartă, avem un Jesus Navas RB care arată bine și este cotat undeva la 60.000, avem un Fonte care sincer nu e ok, 40 pace ăla nu are nicio treabă și cred că e un maxim 35.000, și asta este pentru că avem SBC-uri care cer Team of the Week, și anume SBC-urile de Icon. Avem un Tierney care arată chiar binișor, undeva la 110.000, iar dacă ne uităm la Tierney, are 3-3, high la work rates, are un strength bunicel, trebuie să-i dai un card cu physical, bănuiesc că parcă shadow dă pace și defending, cred că celălalt anchor. Are un def awareness bun, are agility, are balance, are un composure decent, merge, merită jucat. Avem din nou un Müller, CAM de 89, al nu știu câtelea inform, suntem tot acolo, 3 skill moves, n-are pace, are totul shooting până în 100.000 acest card. Avem un Coop Miners, un card de până în... până în 50.000, așa cu tupeu 50.000. Avem un Kevin De Bruyne de 93, un card undeva la 850-900 de mii, poate chiar doar 800 de mii. Văd că la 850 nu este bid, cel mai mare bid pe care îl văd până acum e 740. În fine, un card bun, chiar foarte bun. Mai ales depinde cum joci, nu cred că e neapărat un card de viteză cu 80 pace, însă cu siguranță compensează prin altele. Avem un Politano la undeva la 40.000 maxim, arată binișor, un 4-4. Are agility, are balance, n-are strength, cu stamina stă ok, are un composure bun, iar la restul pare așa mediocru, nu știu dacă e neapărat de jucat. Avem un Martinez care arată bine cu 90 pace, agility și balance la 4-4, are nevoie de mai mult balance, ce-i drept doar 83, are strength și are și stamina și este cotat undeva la 300.000 pe market. Avem un Weghorst, 50.000, dacă da, undeva la 50.000, un 3-3 absolut inutil, are heading accuracy 99, dar câte heading-ul dai, are stamina și strength 90-91, în rest, are finishing bun, nu stă rău la shooting, are finishing, are shot power, dar cam atât, nu pot să spui că are pace, nu pot să spui că are skill moves. Și mai avem și un Diogo Jota care chiar arată bine, e un CF, deci îl poți juca
și KM pe modul ăla ca să nu-ți ocupi banda, 93 pace, adică 88 pace, 93 acceleration, 84 sprint speed, are finishing decent, trebuie să-i dai Hunter cel mai probabil, finishing decent, shot power bun, attacking position bun, are agility și balance foarte bun, stamina 85, strength 79, e ok, e decent. 4 cu 5, high, e chiar un card foarte, foarte bun și se vede undeva la 200.000 de, am vrut să zic euro, 200.000 de coins. Chiar nu arată rău deloc. Mai avem cel mai bun de pe bancă, un Gomis, îl avem și pe Iheanacho, care nu arată rău, un 4 cu 3, medium, stângaci, are și agility și balance decent, chiar e ok. E un team of the week destul de ofertant, dacă te uiți așa pe jucători. Păcat că o să pice cel mult ăștia 4, Soria, Fonte, Cooper Myers și Weghorst, dar sunt aici, a zice, 4, 5, 6, tras de urechi și Müller, 7 din primul 11, destul de bun și destul de ok de folosit. Nu intrăm în discuția de ce nu-i Cristiano Ronaldo, nu intrăm în acea discuție, nu știu să zic. Cred că a fost acum 2 sau 3 săptămâni, deși nu sunt sigur. Dacă știți de ce nu-i Cristiano Ronaldo în Team of the Week-ul ăsta după ce a dat un hat-trick, vă rog să-mi spuneți. Mergem de data asta pe tradable. Vreau să mergem pe tradable, avem pachete și din stânga și din dreapta. Rank 1, Division 4, avem un Mega Pack, un Rare Players Pack și un Prime Gold Players Pack. Ar trebui să prindem ceva decențel aici și de la Food Champions avem Gold 2. Puteam să fim Gold 1, puteam să fim Elite 3 dacă gândeam puțin. Avem un Rare Gold Pack și 2 Rare Mega Pack-uri, 2 picuri și 45.000 de bănuți. Mergem pe picul numărul 2 și avem, cum am zis, Fonte, Cooper Myers, Politano și Kigevici. Nu-i rău, nu-i rău. 3 de 84 și 1.86. Sincer, mă duc pe 86, mă duc pe Cooper Myers pentru că s-ar putea să mă ajute la Icon, s-ar putea să mă ajute la Prime or Moments Icon sau Middle Prime sau Prime. În fine, la SBC-ul de Icon și s-ar putea să nu intre în 86 plus, iar al doilea pic, Jesus Navas, bă, chiar nice. Avem, cum am zis, Soria, Weghorst, Navas și Gomis. Bă, chiar picuri foarte bune, cel mai slab 84 la Gold 2, I cannot complain. Într-adevăr, nu e Jota, nu e Müller sau nu este David De Bruyne. Bă, dar e acest Jesus Navas bun, chiar bun, chiar arată bine și am să merg pe el. Da, am să merg pe Jesus Navas. Jesus Navas și Cooper Myers, 2 de 86. Mai știți că la începutul videoului am zis să nu cobesc, că poate prind ceva bun și nu îi bag în 86 plus? Ia câtă! Nu-i bag în 86 plus. Avem 6 pachetele aici, 2 rar mega pack, 1 mega pack, 1 rar player pack, 1 rar gold pack și un prime gold player pack. Le luăm pe rând, începem cu prime gold player pack. Undeva aici maxim, cât am zis, 6 golduri erau. Să vedem ce este. Este walkout din primul pachet. Ok. Polonia, goalkeeper, Gikiewicz, e foarte bun însă, pentru că intră la SBC-ul pentru Icon, unde ni se cere inform și 86 rating, este un 84, ceea ce înseamnă că este aproape de 86, și un Perisic, Keita, Bruno, foarte, foarte bun pachetul. Avem un rar gold pack, 12 gold, 12 rare, nu sunt 12 jucători, sunt 12 gold.
Nu avem walkout, cred că totuși este un board down, nu este board down, dar de ce e așa de glamorous? Gabriel Batistuta de 82, not great, not terrible, e ok. Mergem totuși pe Mega Pack, hai cu Mega Pack-ul, lăsăm acel rar player spec, îl mai lăsăm că sunt 12 jucători cu 12 rari, Mega Pack. Nu avem walkout, avem totuși un board down, Germania, goalkeeper de la Arsenal, Leno de 85, foarte bun, foarte, foarte bun, 85. Acum, ideea e că poate ar fi trebuit să iau untradeable, să am mai mulți jucători, dacă mi-ar fi picat gen de două ori mai mulți, dar e bun. Probabil și cel mai sigur săptămâna viitoare voi la Untradeable și pe săptămâna viitoare am să fiu și pregătit să fac SBC-ul cu Icon. Rar Mega Pack, vreau de aici walkout, vreau să văd cum vine bănuțul. Nu vine bănuțul. Nu vine nici bot, incredibil. Îl avem pe Vlachic. De 82 și un player pick 75-80 rated, David Nereș, ok, și un 80 aici, bine, decențel, un Richarlison și un Henderson, bă, Richarlison ăsta era scump la un moment dat, foarte scump. Ultimele două pachete, luăm rar player spec, o să terminăm cu rar mega pack, hai că de aici, bă, de aici dacă nu-i walkout, de aici trebuie să fie walkout. Bine mă, că știam că e walkout, foarte bine bă băieți. Brazil, goalkeeper, îl avem pe Alisson de 90, avem Alisson de 90, this is a big, big, big win, ok, ăsta s-ar putea să facă ceva și dacă nu face chiar atât de mult, oricum ne ajută, blanao la SBC, e 81.000, nice. 81.000, chiar nice, chiar un walkout bun, chiar un walkout bun, plus Bonucci, ok, bă, nu stăm rău, nu stăm absolut deloc rău, mă gândesc ce să fac, sincer, oricum îl am, de exemplu, pe Van der Sar, aș putea oricând să bag amândoi Alisson în SBC și să face maicănurile alea frumoase. Back to back walkout, ok, nu mă așteptam la asta. 3 walkout-uri episodul ăsta, din nou Brazilia, din nou Liverpool, dar CDM, Fabinho de 87 și ăsta cred că face ceva bânișori acolo. Bă, a fost pe plus astăzi, a fost pe plus. Nu mă pot plânge, un 40.000 cu 80.000 e 120.000. 87 cu 87 cu 87 cu 87. Cu Dragovic ăla, cu portarul, Ghichevici sau cum îl chema, care e undeva la 20.000, stați un pic să mă uit unde ești, Ghichevici, așa, 30.000 și ăla, deci 150.000 doar așa din pachetele. Plus picurile destul de scumpuțe, jucători destul de scumpi. Hai să vedem jucătorii cam la ce preț ar fi cele două picuri. Deci am luat așa Navas și Cooper Myers. Navas la 60.000, Cooper Myers la 50.000. 110.000 cu 150.000, bă, de 260.000 am prins astăzi. Nu-i rău, nu este deloc rău. Bă, în sfârșit niște premii bune. În sfârșit sunt mulțumit și se adună resursele pentru SBC. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Mă găsiți pe Instagram, aveți linkul în descriere. Mergeți și dați acolo follow. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să apăsați pe butonul de subscribe. Suntem aproape de 1200 de subscriber, which is nice. I really like that. Până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, da bătămen.